solidari, viețuim armonios, dezvoltăm mediul în beneficiul tuturor ființelor pământului și ale cerului. Consider că trebuie fiecare să participe activ pentru a construi un viitor mai bun în Europa, iar războiul pornit în Ucraina ne pune la încercare compasiunea și solidaritatea. Personal, am participat într-un proiect din cadrul unei organizații internaționale, Crucea Roșie. Astfel, am strâns donații cu alimente neperisabile și haine care să ajungă în Ucraina pentru soldații și cetățenii care au rămas acolo. Însă convoiul cu ajutoare umanitare nu a ajuns la oameni fiind atacat. De asemenea, am organizat împreună cu ceilalți voluntari excursii în cadrul unei tabere pentru ucrainienii care s-au stabilit în țara noastră pentru a-i ajuta să se integreze mai ușor. Am creat prietenii frumoase, învățând unii de la alții obiceiuri tradiționale, experiențele culturale fiind impresionante atât pentru noi cât și pentru aceștia. Ne-am înțeles bine în engleză, am comunicat cu tinerii și adulții în cadrul unui curs de prim ajutor, în care i-am implicat pentru a învăța informații de bază și ne-am jucat cu copiii planificând jocuri interactive. Seara ne strângeam toți să ne cunoaștem mai bine la căldura focului de tabără, având și muzică ambientală pentru o atmosferă mai plăcută. Aceste experiențe mi-au fost benefice pentru a învăța lucruri noi, dar și pentru a realiza cât de importante sunt valorile europene.